Până la această oră, ce pot să vă spun este că așteptăm de la Ministerul Agriculturii o decizie finală, o hârtie finală, prin care să ne confirme dacă, în lipsa unei atribuiri pentru licitația de lapte, putem trimite în școli doar produsele de panificație și fructe. Nu avem această decizie încă. Dacă avem o promisiune că în această săptămână vom primi, dacă se va întâmpla acest lucru, săptămâna aceasta vom semna contractele subsecvente pentru fructe și pentru panificații. Urmând ca pentru licitația de lapte să avem o atribuire în cel mai scurt timp. Licitația pentru lapte, care a fost cauza pentru care nu s-a ajuns, nu au participat, practic, Bun, eu nu pot doar să agenții economici. suspectez cauza fiind prețul mic stabilit de către minister. Acum, printr-o ordonanță de urgență, s-a modificat acest preț, s-a mărit un pic. Așteptăm să vedem dacă vom avea de data aceasta ofertanți.